Talent și multă, multă muncă. Asta definește Corala Fantasia. Cei care au devenit vreme de câțiva ani chiar sufletul fantasiei privesc în urmă la tinerii talentați dornici de a face parte din familia Fantasia. Cu cât suntem mai multe, cu atât e mai bine, pentru că există o competiție și în felul ăsta ne dezvoltăm. Am 7 ani de când sunt în cor și ca să-mi ia locul, să fie urmașa mea. Să plece și ea peste tot. Avem mulți copii mici, chiar e primul an de când sunt eu în cor, când sunt atât de mulți copii mici. Să nu ne trezim că nu mai are cine să fie în cor. Avem nevoie de urmași care să ducă prestigiul fantasiei mai departe. În primul rând, noi suntem o familie aici și acest lucru nu se mai găsește nici măcar în școli, nici măcar în clase. Deci să faci parte dintr-o familie e ceva unic. Și plus că sunt atâtea deplasări la care nu ai fi avut parte dacă nu erai în fantasia, asta e clar. Chiar și cei mai noi membri îi încurajează pe cei care doresc să-și valorifice talentul. Au și motive să o facă. Am un an. Și cum e după un an de zile în Corala Fantasia? Este foarte plăcut. Am avut parte de experiențe foarte încântătoare și de plecări interesante. Îmi plac foarte mult și persoanele care fac parte din ea și de domnul profesor. Cum sunt fetele? Cum te-au primit pe tine fetele? M-au primit foarte frumos. Mi-a plăcut de la început de ele. Profesorul Coralei nu cere foarte multe de la cei care vor să-i devină ucenici. E așa cum este normal, pasiune pentru muzică și acele minime calități cu care să demareze. Dar, repet, copiii vin din ce în ce mai puțin pentru că sunt preocupați de cu totul alte lucruri, cele care nu au nicio legătură, de fapt, cu școala și cu formarea lor viitoare. Să sperăm însă că lucrul acesta se va regla și în perioada următoare copiii care vin acum din zona ciclului primar către ciclul gimnazial vor veni și către Fantasia și, bineînțeles, așteptăm în continuare și pe cei care sunt deja la o vârstă care este propice pentru activitatea noastră, adică copiii de gimnaziu sau chiar de liceu. Talentați sunt și mai ales la Vaslui avem niște copii cu totul reșiți de comun pe zona aceasta muzicală. Potrivit celor care fac parte din marea familie Fantasia, în rândul lor sunt bine primiți doar cei care iubesc muzica, au talent și sunt dispuși să muncească într-o echipă. Promit în schimb că avantajele nu se vor lăsa așteptate. Să-i rog să-i